Agenția pentru protecția consumatorului ține să aducă la cunoștință consumatorilor care de regulă devin turiști în perioada vacanțelor la reglementările și la ce trebuie să atragă atenția consumatorului la moment când își alege o ofertă turistică de la o companie de turism. Astfel, în primul rând, când merge să-și aleagă agentul economic de la care trebuie să procure, el trebuie să se documenteze pe site-ul Camerei de Licențiere dacă agenția în cauză dispune de licență. Alt pas mult mai important ține de pașaport care trebuie să-l prezinte la momentul procurării foi, care trebuie să fie valabil. Asta ține de nu atât dreptul cât de obligația consumatorului. La momentul când pășește pragul agentul economic care oferă foile turistice, el trebuie să atragă atenția la informația vizibilă și accesibilă consumatorului care trebuie să fie afișată. Copia licenței trebuie să fie neapărat, trebuie să fie condica de sugestii și reclamații, trebuie să fie afișat lista de prețuri la serviciile care le oferă agenția respectivă. Obligatoriu trebuie să fie brevetele de turism a personalului care lucrează și oferă servicii turistice. Tot obligatoriu trebuie să fie afișată informația cu referire la cursul de schimb valutar a monedei euro la data respectivă. Deoarece ofertele sunt făcute în euro, ele trebuie să fie evaluate numai decât la, nu atât la cursul băncii naționale, cum alege agenția, sau la cursul băncii comerciale cu care lucrează. Dar obligatoriu, consumatorul trebuie să fie informat. Deci, după ce a ales, a văzut, s-a hotărât că el totuși vrea să încheie un contract și să procure de la agenția în cauză, fie un serviciu turistic, fie un produs turistic, produsul este conține cel puțin două servicii turistice cu un termen mai mare de 24 de ore. Asta este pachetul turistic. Și serviciile turistice incluse în pachet nu pot fi evaluate la prețuri separat. Asta este. Aici consumatorul deja trebuie să fie informat de către reprezentanții agenției cu referire la oferta care o alege consumatorul, respectiv țara unde pleacă, tradițiile care trebuie respectate, itinerarul pe care este ales. Pentru aceasta, consumatorul în primul rând trebuie să încheie un contract turistic care conține absolut toată informația, ceea ce se referă la câte persoane pleacă, unde pleacă, pe ce perioadă pleacă, ce hotel pentru cazare a ales sau vilă sau depinde, bungalow, depinde. La ce categorie sunt clasificate hotelurile respective. Mâncarea este inclusă, nu este inclusă, transportul dacă este. Și în mod obligatoriu este asigurarea. Asigurarea medicală este obligatorie pentru agenția de turism care trebuie să o perfecteze pentru consumator. Așa, un lucru important este prețul, care, cum am spus anterior, el trebuie să fie evaluat în lei, chiar dacă consumatorul achită în rate sau un avans, apoi prețul total. Fiecare sumă achitată trebuie să fie evaluată la data achitării în lei. Pentru fiecare sumă achitată, consumatorul îi se oferă un bon fiscal obligatoriu. O parte componentă a contractului este voucherul turistic, care este format din trei file, de obicei de culoare diferită. Prima rămâne la agenția de turism, a doilea trebuie prezentată agentului economic
primitor din țara străină și a treilea rămâne la turist. Informația din voucher este obligatorie să conțină toate datele, incluse și în contract. Adică câte persoane pleacă, unde pleacă, de când până când, toate serviciile care sunt incluse în contract. Un serviciu foarte important care poate fi inclus, dar poate nu, în pachetul turistic este transportul. Transportul poate fi avia, poate fi cu autobus, autocarul, poate fi cu trenul, depinde, mai puțin maritim la noi, dar oricum, poate fi. Totodată, atenționăm consumatorii că pentru orice serviciu care a fost inclus în pachetul turistic și el a achitat pentru serviciul dat, în caz de faptul că a rămas nesatisfăcut de ceva, consumatorul trebuie să prezinte obligatoriu o petiție în adresa agentului economic de la care a procurat. Nici de cum transportatorului sau... Da, în cazul asigurării medicale, sigur că compania de asigurare răspunde pentru... Dar prim pas, în cazul când se află la odihnă peste hotare, consumatorul trebuie să se adreseze neapărat către prestatorul de serviciu. Dacă a rămas nesatisfăcut de hotel, respectiv la hotelier, dacă merge vorba de transfer de la aeroport la hotel, deja trebuie să se adreseze către compania cu care a fost contractat serviciu dat în țara, adică cu agenția de turism din țara respectivă. Adresările astea trebuie să fie neapărat înscrise, să fie confirmate că într-adevăr nu a fost așa prestat un serviciu, așa prestat. Cu această confirmare el deja scrie petiții la agentul economic din Republica Moldova. Timp de 14 zile petiția trebuie să fie examinată și să primească răspuns. Ulterior, agentul economic poate să se adreseze la Agenția pentru Protecția Consumatorului, care își face meseria.